Am, am avut prieteni zi. care pur și simplu când am avut nevoie de ei să fie lângă mine pentru că treceam printr-o perioadă nasoală și nu îmi dădeam seama că trec printr-o perioadă nasoală, s-au descotorosit de mine, ca să zic așa. A fost în depresie? sau? Um, cred că da, oricum, cred că încă sunt în depresie, eu cred că încă am tot din astea de anxietate și depresie, am foarte des stări pe care nu le înțeleg sau nu știu prin ce trec sau așa, dar am avut perioade în viața mea când chiar poate aș fi putut să fiu ajutată de oameni din jurul meu și nu am fost, dar stau foarte rău cu nervii, dar nu știu, nu, nu știu, da, stau rău cu nervii. Nu mai, de ce să mai cau scuze? Că stau rău cu nervii punct. Ce să-ți mai povestesc mai mult? Da. Să, cred că și din familie. E și o chestie moștenită. Pe parte de mamă <laughs> și de bunică. <laughs> Auzi cum cântam în 2009. Zici că nu are ce treabă cu vocea mea. Da. De ce treabă? Nu m-aș mai duce la Famous Production înapoi. Am înțeles, da. Dar să lucrez cu Randy aș vrea oricând. Mie -mi place să vorbesc foarte de mult vorbește, și că nu am e. fost și răcită de când m-am întors din vacanță, n-am vorbit deloc, am stat numai acasă și am făcut pauză vocală și acum ați nevorbit! <laughs> Dragilor, bine ați venit sau ați revenit la Vorba lui Jorge! Știți foarte bine ce aveți de făcut, să dați like, share, subscribe, să trimiteți la toți prietenii, pentru că preferata mea din uh, industria muzicală, Joe, colega mea de... Yes, nimeni nu-i perfect de. Stai, de stai, orice... stai, 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 mai zi dată. Cum? Joe! Preferata ta, ta din industria muzicală? Ce păi drăguț! Și ne-am avut n Ai zis-o acum, nu ai cum să mai. Păi... Să nu te la montaj, partea asta. Bine, bine Joe. Ce faci, dragă? Bine, bine te-am găsit. Bine mă te -am bucur am că găsit. în sfârșit atunat și ne-am adunat că încercăm de ceva timp, nu? Da, dar noi aici ușa deschisă mereu la Vladil, aici, uite, cu tapet personalizat, mobilier personalizat, colegii de da, ce noștri, bine, prieteni Chiar uite, mă gândeam da. să mă mut curând. Da, uite, e bine de să știut. Vorbim cu ei, da, da. Să spui cu fața ta dacă vrei, pe tapet. Asta nu, chiar nu-mi doresc. Bă, asta, asta am observat la toți artiștii, eu nu am poze cu mine acasă. tu ai poze cu tine, tablou mare. Am primit un tablou o, foarte mare wow. cu mine acum câțiva ani de la un fost iubit. Foarte frumos tablou, făcut de Vladinski, foarte mișto, foarte, foarte mișto. Clipici sclipici, cu, slipici, cu de Nu, 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 nu are sclipici, nu, e foarte frumos, e pictat frumos, o să arăt. E, e mișto, e un portret. Nu are sclipici, nu are nimic, e, e frumos. Uh, și l-am ținut o bună perioadă de timp, uh, pentru că e foarte mare, nu avea loc pe perete, pentru că am un alt tablou pe perete care nu e cu fața mea. Uh, și l-am ținut foarte mult timp în sufragerie, așa pur și simplu, pe jos și acum l-am mutat pentru că am pisică și îi place să-și ascultă ghearele de tot ce prinde și l-am mutat în dormitoria cumva ascuns, nu, nu mă mai văd. Nu, mai vă, te vezi, în realitate. nu mă mai văd, Ce pisică da. ai? Uh, o am pe Lea, acum înainte am avut-o pe Nala, e o poveste mai lungă, acum am o pisică, cum se numește rasa? bengalez se numește, dar nu am cumpărat-o, am, am adoptat-o. Da. Ai, ai Da. o foarte frumos. <laughs> am -o. Și de cât timp o ai? O am de, de aproape un an de zile. Nu cred că are chiar... Are ea aproape un an de zile, face în decembrie, deci eu cred că o am de vreo 10 luni. Ce da. frumos! E o drăguță, o figurantă. O... E mică, mă? Defo e. Nu, e, nu, așa e rasa, e mai foarte așa ea cu ea și îi place foarte mult de mine, dar nu vrea să se, a, să se arată și să se arate, știi? E... Da. Și tu ești pesică sau cățeluș? Cum ești? În e... mai nu știu. Nu, cred că eu sunt mai cățeluș. Da? da. Așa aș zis și eu, ești mai... Da, eu sunt... Da, da, da. Nu sunt așa ne neapărat. Depinde, depinde, mm. depinde cine -ai cum Mai văzut cum acordează. sunt fetele... Mm mai aici, uite, vezi, asta e o chestie pe care fetele nu prea Ele văd, iubesc pisicile, dar nu adoptă strategia pisicii. Ele, acum mai nou, fetele zic, spărate, oh, cum văd un băiat, cum gata, oh, după el, mi-e da, ca un cocăr, știi? Da. Dar dacă învăța un pic așa de la pisică să fie... Nu știu ce să zic, a, nu cred că, că e neapărat a, ce... din a, a aborda atitudini, cred că e despre cum ești tu și atât, nu? Nu e ce să de ce să fii pisicoasă și așa? Dacă îți place de cineva, tu te zic că îți place. Deci ea trebuie să facă primul pas dacă îi place sau o să aștept doar să-i dea semnare. e dacă simți, nu? Cine simte, nu? A voi cine a făcut primul pas? A, deci nu pot să cred că ai început. <laughs> oh, Leo nu. Da, bă, că simplu, ce? Nu. Eu. A, da. <laughs> ce nu. Eu. Da. Ok. Da, înțeleg acum de ce zici asta. Nu, nu de fiecare am... dată, dar am avut și relații în care am făcut primul pas, da. Să știi că și eu Adică nu mi-e mi frică să fac primul pas dacă simt și că poate să și iasă ceva. Nu, că n-am făcut nici de multe ori primul pas, nici nu a fost făcut primul pas pe mine. Adică, mă rog, nu s-a concretizat, ca e să zic așa de multe ori. Nu, nu, nu. Și dacă mi-au transpirațiile, mă iau maxim de la pulovărul ăsta grosă care m-am îmbrăcat. Am vrut să zic, că dacă l-ai împletit tu, da, mă, tare. știi că sunt ce în și încăpușă. Asta este încă un podcast în care le zic pe toate. Zi, ce mă, să mă mai... Zi, mă, că nu e și vorbui de ei și Catinca, ai sora ta. Da. Câți ani ai Catinca? Câți ani? 22. 22 de ani are Catinca, tu ai 29, nu? Parcă. Da. Abia făcuți. Abia făcuți. Deocamdată, da, mai lasă-mă, că mai sunt cu 20 încă un pic, câteva luni de zile. Da, gata, schimb prefixul. Am o frică de schimbat ăsta de prefix, de nu știu, nu știu nici de ce, nici nu înțeleg. Nu știu, am impresia că o să se schimbe ceva, dar probabil nu o să se schimbe nimic, nu? <laughs> Poate da, bine. Da, am da, observat da. că toate prietenele mele 30 plus sunt mai mișto decât erau în de 20s. Păi da, că te mai maturizezi, nu mai da. e foc de la orice, nu mai... Da, nu? pui botonici la oricine, ești mai relaxată, ești mai... Da, așa se de dea Dumnezeu. Da, păi, na, înveți, ai experiențe, nu te mai arunci așa iurea. Sunt E entuziasmul ăla de la 20 ceva de ani, acum ești mai pe cel un pic. Mm -hmm. Lucrurile se așează altfel. Să vezi de la 40 încolo, e frumos. Mamă, ai, ai făcut 40, mm -hmm. Da? Da, făcut că... 41 am făcut. A, un înainte. Mersi, la fel. Da, mă, așa, acolo e nu mai bag, frumos. Nu mai mă lasă-mă un pic! lasă-mă un pic! Nu mă simt oricum nici de 30, chiar nu, nu știu, am impresia că a venit un pic cam repede peste mine 30 ăsta. Eu mai vreau să mai copilăresc. Când eram mică îmi făceam atât de multe planuri, știam ce vreau să fac la fiecare vârstă. <laughs> Și cum era? Că le aveam dat? pregătite pe etape, pe... Zim, ce, ce era la 30? Până, era. până acum trebuia să am trei copii, cel puțin, după planurile mele din copilărie. Dar vezi, nu se potrivește tot timpul planul de acasă. Dar nu pare rău, adică îmi place. Mie îmi place cum Hai sunt. Ai timp să mai faci Da, și mi se pare că am, am timp, dar nici nu mai sunt așa de disperat acum să-mi organizez viața, să-mi o planific. Acum sunt mai mult așa, freestyle, nu știu, go with the flow ce o fi, o fi, dacă e să fie, Am văzut că ați fost freestyle, nu. ba, erați împreună, ba, nu erați împreună, ba, era... Dar de ce vrei să vorbim despre asta în continuu, chiar nu... Nu în continuu, dar mi-am adus Bine. aminte că nu mai știu Hai să trecem peste acest subiect. Hai, mă, de ce, mă, Ai, ce, de mă? Hai, că nu am plictisit oamenii, doamne, iartă mă cu subiectul ăsta. Dar oamenii sunt interesați, că și eu sunt interesat. Oh, păi zic după aia, dar <laughs> dacă nu mai poți fierbi. De ce, mă? Păi nu serios. Nu faci din viața ta, nu? Da, dar, nu, vrei Dar să... nu doar asta face parte din viața mea, și cumva am obosit să vorbesc doar despre subiectul ăsta, e că adică mi se pare că am atât de multe lucruri de spus. Ia, hai să vorbim și despre ce vorbim, haide. Sunt, sunt așa o carte deschisă, <laughs> pot să vorbesc despre o grămadă de multe alte lucruri. Hai să vorbim despre alte lucruri. Zim, ce te mai interesează, dragul meu, George. George. Mai minte că ne-am cunoscut Apam, că e să-ți schimb da, numele. Da. să schimb numele și uite că nu. Uh nu cred că o să-l mai schimb vreodată. Acum am vine mie să l schimb. De ce? Că mi place Ioana Anuța. Bă, dacă tu schimbi în Ioana Anuța, am schimb și eu în George Papa Gheorghe. De cred. Ioana Anuța, și schimbăm și pe YouTube. Ioana Anuța și George Papa Gheorghe. Nine nu <laughs> perfect. Nu, nu. Și nu mai apare nimic, nu, nu, că nu că mai ce... ajunge, nu mai intră în. Nu, că ce a fost a fost, rămâne așa. Mă gândeam de acum înainte când lansez să scriu Joe și să scriu în paranteză Ioana Anuța, ușor ușor să se obișnească oamenii cu numele meu adevărat și poate să rămân la numele meu. La un moment dat. Ok. Pot <laughs> să vorbesc în acest moment ai voie să zic Da... Nu, eu te cred. Uh, dar uh, uh, trebuia să fie invers. Ai văzut cum era Jennifer Lopez? Nu. După aia a fost... Uh, a, Jenny, că trebuia să o iau eu la asta, da. Low. După aia j, low, și acum ce mai zice? J. Da, eu cred că Joe e... Cred că știe toată lumea. Și Ioana nu ți-a o să-l știe toată lumea dacă tu spui asta, dar de obicei brandurile, odată ce sunt în mintea oamenilor, mai e mai greu să, să schimbi. Da, înțeleg. Uite, și Connector a încercat asta. Da Da, nu știi că la un moment dat începuse să Cum? Păi cum îl cheamă pe el, Ștefan Mihalache Și începuse să se spună Ștefan Mihalache Și totul mi-a zârgat tot connector Și eu am vrut da, să-mi schimb în George, o, Papa George Nici eu nu țin neapărat să devin Peste noapte Ioana Anuța Dar îmi doresc ca oamenii să știe că așa mă cheamă Și că eu sunt Ioana Anuța Și că, nu știu Mie îmi place când vorbesc cu un om să-mi zică Ioana Știi? Dar nu, nu vrei să, să aștepți după ce te căsătorești? Că poate schimbi numele. <laughs> și după aia, după ce faci Ioana anunța, după aia te căsătorești. Păi vezi și ne întoarcem la cum ce cum, <laughs> cu <laughs> cu... <laughs> cum îl cheamă pe Joe? Cum îl cheamă pe Iar așa, cum îl cheamă pe Juno? Numele de familie? Efectiv. Efectiv. Ioana e efectiv. Da. Um, și um, da, păi nu știu, dacă spui Ioana anunța acum și după aia te măriți și vrei să iei numele lui, oricum cum ar suna. Adică după aia trebuie să ți schimbi numele de șiran, ce faci? Da. Vezi că ți-am dat o idee bună, mai stai un pic. Băi. Da, nu știu, mă gândeam că oricum și dacă o să fie să mă căsătoresc vreodată și o să fie să iau numele soțului oricare ar fi, m-am gândit că eu aș vrea să-mi păstrez și numele meu de fată. Mi-ar plăcea să-mi păstrez și numele Voi meu. Voi sunteți două fete, nu? Da. Exact. Înțeleg de unde. <laughs> uite, nu i să salutat aici niciodată, dar o să fie mândru cred că dacă o să se da. uite la podcast. Va trebui să iei un începe. bărbat suficient de matur care să preia și el numele tău pentru că așa ei, funcționează. Nu prea cred că m-aș încurca așa în viață cu ori și cine, dacă nu pot să înțeleagă tot lucru. Nu cred că o să ajungem până la pasul ăla. Dacă nu e de acord Gândesc. să Nu, dar așa ca idee, ca și principiu, ca și chestie, nu cred că e ceva atât de wow. E vorba despre a-ți păstra și numele tău. E. Cum ai fost tu ca o soră mai mare pentru Catinca? A, păi, vi trageți un scaun aici. și Hai, Catinca, trageți un dacă... scaun. Dacă... Te rușine să Asta, că nu prea pot să zic eu cum am fost uh, pentru ea ca o soră mai mare. Pot să zic uh, cum m-am simțit. Nu, știu, nu știu dacă mi-a ieșit. Eu am încercat să o protejez tot timpul. Am încercat să fiu tot timpul Sora mai mare, în adevăratul sens al cuvântului. O și iubesc foarte mult, cel mai mult de pe pământul ăsta și sunt foarte atașat așa de ea, sunt foarte grijulie. Am încercat tot timpul să, să o protejez, să o îndrum. Ai învățat-o cum e treaba cu iau cu mine peste cu... tot, ne facem toate vacanțele împreună. Ne și distrăm foarte mult, facem și prostii și lucruri frumoase și lucruri bune și fapte bune. La vârsta asta deja nu se mai simte aia șapte ani diferență, dar când aveai da, tu... Da, mamă, da, când da. Când aveai da. 18 ani și ea 11, cred că era... Mai, mai de mult când aveam eu 11 ani și ea... Cât deja am... nu mai avea chip 4 ani, nu da, aveai chip să stai cu ea. Nu, da, atunci era nasol că... Noi eram, eram era Catinca, cea mai mică, mai aveam o verișoară mai mare cu patru ani, Lorena, eu și cu patru ani mai mare decât Lorena și mai mare decât mine cu patru ani, verișoara mea mai mare, Irina și eram cam tot timpul împreună. Voi că ca eram... alegerile au făcut... Da, exact, la patru <laughs> ani! Au făcut, băi, cred că ai voștri făceau copiii no, și, și unchi, și da. mătușe. Și eram la... numai, numai, fete, am fost numai fete o lungă perioadă de timp. Sau mai erau la campionatul mondial, dacă... E. <laughs> după, după mai mulți ani ne-a apărut și prințul moștenitor, așa spunem noi, Ionuț, verișorul nostru, singurul verișor, singurul băiat din familie. Dar când eram mici, eram noi astea. 40 de -astea, că eu eram disperat după verișoara mea mai mare astea mici, cumva ele două între ele, erau și ele disperate după noi, dar noi nu voiam cu ele, Irina Normal. nu voia cu mine, că eram prea mică, verișoara mea, eu nu voiam cu ele și tot așa și era... Diferența prea mare, Fiecare uite. trăgea să, să, se joace cu aia mai mare și aia mai mare nu voia să se joace cu aia mai mică, adică era așa o chestie. Cu asta mică nu mai zic ce făceam, că rămâneam doar noi două... Doamne, câte băteați, chestii mă, am, am făcut. Ne și băteam. Și, și... Joc de tine? Cum își poate ajunge? Da. Hai mă, vină încoace, cu oace, trageți un scaun, mă, Catinca! <laughs> Îți că știe. Eu, eu mai aduc aminte. <laughs> da, dar da, altfel faceam. sună de la tine. <laughs> Vină-mi coace! Ah. Am înțeles. Da, nu e al lui! <laughs> Hai mă, Catinca, ce? -te să te cunoască și pe tine. Lumea, nu vrei? Lasă-l, că nu vrea. Pisica? De da. Da. unde era pisica. Ea e pisica. Ea e uite. e mult mai pisica, da. Rr. Da, e fizic. Cât de Ce să zic? Îi făceam tot felul de chestii ca să mă lase în pace, dar nu mă lasa în pace. Ea credea că ne jucăm și se părea drăguț. Nu știu, am desenat-o pe față cu marker permanent. Am tuns-o. mai zici ce ți-am mai făcut, nu știu. Da. Ră, răzbunarea A, era da, dulce după aia. Ea, ea arăta când era mică, bine, încă arată, dar când era mică era așa o, o, chestie cu un cap foarte rotund și blondă, blondă, blondă albă, așa, și cu niște cârlionți din ea de, de înger și cu niște gropițe în obraj cu un zâmbet de ăla perfect, de nu avei cum să-ți imaginezi vreodată că poate să facă ceva rău copilul ăla. Dar ea era un drac în adevărat sens al cuvântului și doar eu știam adevărata ei față. Ce reclamă să Și făcea de fiecare dată din astea, nu știu, se trăgea de păr și își mulgea singură părul din cap se ducea la mama și zicea că uite ce mi-a făcut, cum mi a smuls părul din cap, se trântea singură pe oh, scări. se trântea, se arunca pe scări, pur și simplu, pe trepte de acasă, de sus și începea să plângă și îi chema pe ai mei și de că eu îmi luam omorul. Dar... Tu să ai seama ce filme a văzut da. asta? Mm, dar chiar că eu nu înțeleg de unde îi veneau. Imaginația? Dar desene, de unde? Că doar nu erau desene cu așa ceva. Povestește-mi un pic, n-am găsit nicăieri pe net unde ai făcut liceu, unde ai făcut facultatea. Nu pot să cred că n-ai găsit nicăieri pe nu net. Am, nu am, am căutat. Să ai, ai mei și de la, de la Am zis cum n-ai zis unde ai făcut liceu? Păi hai zi, Uh, am terminat colegiul Radu Greceanu în Slatina, uh, la bilingv, engleză. Am fost, am început uh, la Minulescu, am fost un an jumate la Minulescu prima dată, dar eu în primele două, trei săptămâni de liceu am fost, am reprezentat România la Eurovision Junior. Și am fost plecată. Eurovision Junior? Da. La ăla mare? Nu, eram la Eurovision Junior, aveam 14 ani, nu cât ai când intri la liceu. Da. 15 ani. Și am lipsit primele două, trei săptămâni de la școală. Când știi cum e, când e, sunt colegi noi, profesori noi, se fac bisericuțele, se împrietenesc toți, se așează în bancă. Ale primele două săptămâni sunt vitale, sunt ceva... Sunt cele mai importante, cred, ca să poți să ai un parcurs mișto tot liceu. Și când m-am întors din Plecările mele și cântările mele, Se să că toată lumea era deja organizată în clasa aia, nu mai zic că singurul loc liber în bancă era în prima bancă no. de la mijloc cu o fată foarte mișto de altfel, dar gen așa tocilara clasei ca să zic și eu intrasem printre primii, dacă nu chiar prima pe clasă și a treia pe liceu ceva de genul. Dar nu eram din asta așa, să stau în prima bancă, să tot ce, să nu știu ce. Învățam, dar învățam și din ultimele bănci. Aveam doar doi băieți în clasă, eu tot timpul mă înțelegeam bine doar cu băieții. Aveam doar doi băieți în clasă, era o clasă din aia de 45 de elevi, toate fete, numai din alea. Wow! Nu, nu, nu. Și n-am putut să mă adaptez deloc, deloc. Ei erau și cu fumatul tot timpul, ieșeau în curtea școlii, eu nu fumam că eram cu cântatul era și mai ca așa și n-am nu, nu m-am adaptat m-am hotărât peste un an să mă mut și m-am mutat într-o clasă super jmecheră cu niște mamă, și copii super tari, toți erau super cool, skateri, rockeri, mamă, deci nu m mișto, mi-a plăcut atât de mult acolo și tot super de treabă, când m-am dus să-mi iau manualele, țin minte și acum cât de frumos m-au întâmpinat, mi-au dat cărze la ei și au luat ei altele, s-au descurcat, nu știu ce, m-am simțit super bine. Și am terminat acolo, la Greceanu, în clasa 12 -a am mers un pic mai puțin la școală, pentru că fix în clasa 12 am fost și cu X-Factor și cu Te Cunosc de undeva, primul meu te cunosc de undeva și îți dai seama că a trebuit să lipsesc destul de mult. M-am dus, mi-am dat bacul. Wow, cum e experiența asta să fie. Dar <laughs> la mine care am fost să te cunosc de undeva și eram cu copii acasă și tu erai clasa 12. Da, <laughs> și trebuia să dau bacul și eram la te cunosc și învățam printre repetiții și astea stăteam și învățam referate, rezumate chestii, citeam tot ce n să citesc da, Eram, le făceam pe toate printre. Și la X Factor tot asta făceam, învățam lecțiile de la școală. Că am prins perioada asta fix în clasa 12-a, când eram cu Bacu. Interesant cum ai am dus, la am dat Bacu și simte că după ultima probă de la Bac a venit mama și m-a luat direct de la școală și m-a dus direct la mare că prinsesem un alt proiect la TVR să prezint cu Helciugo, o emisiune seara. Între timp am avut și o rubrică dimineața, între timp trebuia să fac și ceva după masa și între timp a sunat și Sava că dacă nu vreau să vin să fiu rezident cu el la tineretului în fiecare noapte și făceam asta în fiecare zi și noaptea mă duceam la tineretului, când mă întorceam, mă duceam la rubrica de pe plajă, dormeam două ore, mă duceam la ce aveam de făcut după masa, după aia mai dormeam două ore, mă duceam seara la emisiune, plecam la Costinești și tot așa a fost toată, toată vara asta. Wow, și, apoi, și, după tine. A, și între timp nu, mm -hmm. am stat singură vara aia acolo au fost cu mine, m, 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 m mă duceau, m m când mai aveam treaba, când mai trebuia să mai plec, simte că a trebuit odată să merg la Bacău să prezint niște premii muzicale, tot în vara aia. Și am plecat singură de la Costinești, m-am dus cu mașina până la Bacău. Abia luasem permisul, îți dai seama că aveam, aveau să de ani. <laughs> da, și între timp învățam și pentru admitere pentru facultate, pentru că în toamnă am dat și la actorie, la Hiperion am dat am vrut să dau la unei ATC, dar am fost, am vorbit și am înțeles că nu se acceptă cu lipsit cu din și că trebuie să fiu acolo, să fac ca lumea, să am măcar 90% prezențe și pentru mine era imposibil în perioada aia pentru că începusem cu toate proiectele nebune și... Am zis ok, atunci mă duc. Am prins la clasă la Maia Morgenstern și m-am fost foarte fericită că avea, lua ea clasă chiar atunci în anul ăla. Și am mers la Hiperion, am dat și am intrat la Maia, la clasă. Și am terminat și am terminat și masterul. Ce <laughs> da. Și când am cântat noi melodia, nimeni nu-i perfect, aveai... Nu mai țin minte de ce făceam de pe, pe... Stai așa să calculez. Era acum 2015, acum 8 ani. Deci aveai 21 de ani. Era anul 3 la facultate. Da. Da. Deci ultimul an de facultate. Am merit bine. Bine că nu te-am nimerit la clasa 12, aia era chiar. Păi că nu, dacă m-am descurcat la... eu cu atâtea, mai făceam, mai făceam încă una. Tot eu mi-a plăcut așa să fiu ocupată, să fac super multe chestii și acum sunt la fel. Acum dacă am o zi liberă și am o zi liberă ca așa e, o zi liberă, nu știu, de la Dumnezeu s-a nimerit să nu am nimic de făcut în ziua aia, vai, dar foarte, foarte, foarte vinovată mă simt dacă nu fac nimic dacă stau. Și oricât de obosit aș fi, că de multe ori fac o grămadă de chestii. Am avut săptămâna trecută de filmat două clipuri în două zile consecutive și ambele s-au terminat numai dimineața. Adică am muncit super, super mult. Și eu, următoarea zi, eram supărată. Cum e că eu plec în vacanță? pe ce eu trebuie să stau? Să, trebuie să mai fac chestii? Cum? Și mi se pare că nu știu toată să mă opresc, știi? Să-mi respir. Păi și să ce mesaj ai pentru oamenii care se așteaptă să li se întâmple, dar ei nu fac nimic Poate se întâmplă! Pate se, întâmplă. se nu, întâmplă ceva. nu, glumesc! Dacă nu faci nimic, evident că na, Dumnezeu îți dă, dar nu spune și în trai să trebuie să miști un deget pentru visul tău, pentru ceea ce îți dorești. Dar eu acum ziceam mai mult despre ea care fac destul de mult și nu prea știu să-și ia pauză, știi? Care nu prea știu să se oprească. De multe ori îți cere corpul, de multe ori trebuie să-ți asculți corpul când îți cere câte o pauză. Eu nu știu să fac asta, de asta îți de trei săptămâni. Păi cum? Că oamenii acum în ziua de astăzi așteaptă să li se dea, să fie influencer, să stea, să le vină banii fără să facă nu, nimic. Nu știu, că mi se pare că și jobul ăsta de influencer nu e neapărat așa de ușor. Eu nu știu să fac niciodată ce face un influencer. Eu mi-am dat seama că eu de asta nu am atât de mare priză pe net. Nu sunt atât de... Nu știu, nu... Nu prind atât de bine pe net. Că nu știu să mă ocup de chestia asta. Eu nu știu să fac ce face un influencer. Nu știu să fac. Dar e și asta, mi-ar plăcea să îmi placă. Dar nu înțeleg. Mm. Nu. Adică, uite, eu, spre exemplu, eu când mă duc într-o vacanță, eu vreau să mă duc într-o vacanță pentru sufletul meu. Eu mă duc acolo să mă bucur eu cu adevărat de vacanța aia. Nu, vrei cu telefonul. -a 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 -a. Și mă sună bai. toată lumea de aici, de acasă, echipa. Băi, Oana, ești de trei zile n-ai pus o poză. Acum, uite, fă tot cu asta, asta. Mm, și bine efectiv, jur să-mi dau telefonul să-mi-l arunc nu suport, nu-mi place și se și vede că nu-mi place, că tot ce fac nu e natural. Pozele, pozițiile în care stau chestia, adică dacă nu mă surprinde ea sau mă rog, cu cine sunt în vacanță, într-o chestie așa, nu știu, naturală, firească, fără să-mi să zic că stai la poză sau așa, alea da, alea ies natural, se vede că, na, mi-a făcut o poză. Dar în rest când se vede că, haide, uite, acum mă pun aici lângă piscină, da? Și îmi pun și paharul aici, da? Și vezi că îmi pun așa și îmi pun prosop așa, da? Și, și se vede, mă văd și eu, mă uit la poza aia și nu-mi place. Îmi dau seama că nu sunt eu acolo. E o poză că trebuia să fac o poză de aia, știi? Nu. No. Cinste ostora care se pricep și cărora le place. E o, e o chestie și asta. E o chestie. Te uiți pe profilul o... omului și vezi că îi place, mă frate, să facă asta. Îi place, știe să promoveze un produs, știe să... Are chestia asta. Îl vezi ca pe un job al viitorului? Da, poate să fie. E un job deja cel al viitorului. Ce ai pe câștigă mai este bine este. ca noi? <laughs> Doamne, nu, e un job deja, este un job. E un job și nu e, nu e deloc ușor, mi, mi se pare foarte greu. Inclusiv, Treaba asta, nu știu, ai văzut că la fiecare sărbătoare au câte o poză în. Genul sărbăt nu știu cum să zic, se, dacă e Halloween și chiar dacă nu e să în oraș să se distreze să, pentru o petrece, pentru ceva, bă se duc, se machează sau se fac, se aranjează, de fapt fac video, astea fac. fac, da. Schimba casa, decorează. Da, nu știu, mi se pare un pic gen Da, mă fac și eu, dar trebuie să mă, mă distrez, adică trebuie să aibă o, o ceva, să fie ceva, să fac ceva dacă tot m-am făcut. Știu? Nu doar să postez da. ca să vadă lumea. Da, da nu știu. Dar e, e tare să poți face asta, să-ți placă nici mă știu, la o grămadă din astea am tot văzut la, la oameni și mă și gândeam, pă da e o chestie și asta da, e ca și cum aș îmbrăca eu la costum acum ca să fiu la costum și să fac două poze și după da, aia să mă simt să, să te pui să dormi, exact da, așa m-am simțit da, bine să schimbi oameni, fotografi, să-ți facă decor în casă să te pună, să faci o, o întreagă să foto doar pentru o chestie, așa, nu știu da da Așa e. Dar și campaniile cred că funcționează diferit pentru, pentru ei, că se implică mai mult. Pe tocmai. Da. Și știu și văd, dau chestia asta simțul ăsta. Știu cu unghiurile, cu tot. Mi se pare o, mi se pare o muncă. Ce ai învățat de la tata? <gânt> <gânt> um, păi am învățat multe de la tata. <gânt> Și bune și rele. M-au um, mai lovit într-un subiect foarte sensibil. În primul rând, cred că determinarea o am de la tata, ambiția asta și puterea de a-mi atinge scopurile în viață. Chestia asta o am de la tata. Clar. Atât. <laughs> nu vreau să continui. <laughs> Fără cu frâna nu, de mână. Nu că nu, nu vreau să continui, dar mai a mai ce am învățat de la el și cred că ăsta e cel mai important lucru pe care l-am dobândit de la, de la tata. Tata e un om foarte, foarte puternic. Un om foarte puternic și sigur pe el și sigur pe ce a făcut în viață și pe ce poate și pe cine e. Și e foarte muncitor. E un om care... Niciodată în viață nu a pus pe altcineva să facă ce ar fi putut să facă el. Chiar dacă ar fi putut să pună pe altcineva să facă. Am învățat chestia asta de la el și am mai învățat de la el foarte mult să lucrez cu oameni, pentru că el a lucrat cu foarte mulți oameni, cu foarte mulți angajați, Lucrează cu foarte mulți oameni foarte mulți angajați. Și tot timpul. Știu că eram eram și când eram mică, Eram fascinată să stau să ascult, să văd cum îi tratează pe oameni, cum vorbește cu ei, cum ce fel de lider e, știi, în businessul lui, în treaba lui. Și m-a influențat foarte mult în sensul ăsta. Ce frumos! M Ai avut un exemplu de lider în familie. Uh -huh. Și uh, tatăl tău are un frate sau. Are un frate și o soră. Are un frate și o soră. Da. Că spuneai că. S-a născut prințul, prințul de la cine a venit? De la soră sau de la, la frate? De la ajutată. frate, da, da. Am zis că vreau să știu tot arborele <coughs> genealogic. Uh, ok, deci tata are un frate mai mic sau mai mare? Mai mic. Mai mic și, Ma și, da, mai mic. Mai mic și sora mai mare, mai mare. Da. ok. Hai că intră un neam o acum, stai puțin. Așa. Intră. Uh, <coughs> cel mai, mai mic? E mare. Nu <coughs> <coughs> asta. Um, ok. <laughs> nu, tu te-ai dus acolo, eu nu m-am da, dus nu, acolo. Nu, nu. <laughs> așa. Um, sora mai mare a tatălui, mătușa ta... O are pe verișoara cea mare. Cea mare, așa, da. așa ai zis. Prietena și... mea, sora mea, eu așa zic. E, și care, ea eu... are doi copii la rândul ei acum. Wow! Da. Ai e cu... Deci are 33, ai zis că e cu 4 ani mai mare. Da. Și... Și um... născută pe 27 august și eu pe 29 august. Ce tare! Da. Și apoi este fratele mai bunchiul vostru, care este mai are mic decât tata. Da. Și are un are, băiat. Are, un... Are, pe, are pe verișoara mai mică Așa, și încă un băiat. Un băiat. Acum, da. Wow, da. Și de Crăciun vă întâlniți de pași de astea? Vă da, da, să da. mergeți în Slatina? Mm -hmm, sau... mm -hmm. Ai tăiat stau tot în Slatina, nu? Noi stăm toți pe aceeași stradă. <laughs> Strada Anuța. <laughs> Doamne zi, da. Uh, același lucru le și uh, bunicul nostru preferat, domnul Frenciu. Da? da. Da, stăm toți, toți, toți pe aceea stradă. Suntem uh, și, cu bunici. și cu bunicii. Și cu bunicii? Și bunicii din partea mamei. Wow, asta din e tare. Păi și da. Din partea mamei și din partea tatălui, toți da. sunt acolo. Iar unchiul meu, ăsta, fratele mai mic al tata, are și firma lui acolo pe stradă. O brutărie. Mă rog, una dintre afaceri. E tot acolo pe stradă. Am crescut cu brutăria vis-a-vis, -vis, practic. Mamă, ce am, am pune în fața da. blocului și mai aveați pe stradă. Așa. Da. Wow, mi se pare fascinant. Deci voi tot ne-am da, aici acolo. stăm noi. Aici sunt bunicii din partea mamei. Aici e unchi meu. În partea asta aici e brutăria. Aici e mătușa mea cu bunica mea și bunicul meu din partea lui tata. Și mai încolo, un pic, e vară mea asta mare, sora mea. <laughs> cu copii mai aveți puțin vă faceți oraș. Dacă da, singurii care, trei sunt, generații. Singur, singurii, care lipsesc sunt, singurii um, care lipsesc sunt e sora lui maică mea, care s-a mutat în Viena cu copii și cu celelalte verișoare ale noastre. Tot două verișoare, ca să înțelegi că wow. așa a fost la noi din ambele neamuri să fim numai Neam de fete. Pe, pe. Da. Și de mă rog, s-a născut acum, eu nu, eu acum, eu tot zic că s-a născut acum, că s-a născut când am plecat eu de acasă, cred că. 13 ani? Efectiv. Da, Vezi? de zic s-a născut acum, că eu cu 13 ani o ștergeam de pe acolo. Da. Și în București stați împreună? Tu e, e sora nu, tăi, avem fiecare locuința ei. Vă apucați de strada voastră aici. Da, în da, stăm aproape, asta vreau să zic, că suntem foarte aproape. Ne-am luat o stradă strategic, ne-am pus ca începem să Oricum populăm ne -am, ne -am București. Ne-am gândit, ne gândit acum, în vacanță, trebuie să spun, trebuie să-ți povestesc asta. Ne-am gândit, stăteam noi, nu, trebuie să zic și unde eram. Eram la Cechin, dar nu eram la Cechin, la coadă, eram la Cechin. eram cu pașapoartele date și noi doar am pur și simplu și ne-am gândit. Eu, mă rog, am venit cu ideea. I-am zis, băcat, din cap. De ce să te căsătorești și să-ți faci o familie și să bla bla bla, când ai o soră, tu ai o soră, eu am o soră, putem să ne facem o casă împreună, ne ajutăm și la bătrânețe, e totul bine frumos și creștem foarte mulți câini și foarte multe pisici. Și ne facem o casă și practic putem să trăim fericite până la adânci bătrânețe, facem vacanțele împreună, mergem, călătorim, nu avem niciun stres pe cap, nu ne bate nimeni la cap, nu, nu ne, nimic. Și mă, băieți ăștia așa de greu vă... Vă fac viața mai grea sau care e vă. Nu știu, dar noi ne-am gândit așa că ar fi mult mai simplu, tot pentru noi. Pleci și la single, camera single sincer, e mai scumpă decât camera la dublu. Păi, dar nu, că tot la dublu e. Păi, că da, hai. prea împreună, știi? Adică. mi se pare mi se pare că ar fi viața mult mai, mult mai ușoară. <laughs> și am crește foarte multe pisici și foarte mulți și nu ne-ar zice nimeni stop, nu ne-ar zice nimeni scoate la afară, dul, gata, nu mai doarme că în pat. am dormit așa cu toți, am fi o familie fericită. <laughs> Uite, vezi cum dai din casă, spui tot. Deci nu se putea, n-aveai voie cu cățelul în pat. Nu, dar nici tata nu prea, nu... Nu accept animalele neapărat în casă. Acum îl acceptă că nu are ce să facă când l-am trimis pe Simba la Slatina, că aici nu se mai putea cu el. Ei se băteau? Sau și cele, am, cele, avut o, ele, sau? Nu, am avut o problemă cu pisica pe care am avut-o înainte de Lea, cu Nala. S-a născut cu PIF, nu știu dacă știi despre, despre asta. Este peritonită infecțioasă felină. Este netratabilă și a Trebuie să încerc cumva să. Eu am încercat. Am făcut tot ce am putut, tot ce a ținut de mine, dar nu a supraviețuit. Și Simba era mult prea mult pentru ea atunci. era Avea foarte multă energie, voia, voia să se joace în continuu și nu puteam. L-am trăit pe Simba la Slatina. Asta trei luni acolo, cât am încercat să o salvez pe Nala. Din păcate, Nala nu a supraviețuit, și pe Simba când l-am adus înapoi nu prea mai convenit, îți dai seama că după ce a stat la curte trei luni de zile și a văzut cum e viața acolo, să-l aduci înapoi într-un apartament cu două camere, a intrat în depresie la propriu. Și mi-a fost milă de el, am zis, bă, nu pot fi să fiu egoistă să-l țin doar pentru că vreau eu să-l țin aici. Mama deja se atașase de el, ca timp ca încă stătea acasă atunci încă era la Slatina, nu se mutase la București. Și am zis, ok, Tata n-a fost cel mai fericit. Da, în chipul cred. <laughs> da. Parcă și văd. <laughs> da. Pentru că Simba e și era obișnuit, la, era obișnuit la noi, doar doarmă cu noi în pat, să stea cu noi tot timpul. Adică nu era un câine pe care se tata să-l scoată afară, că nu rezista, nu deci, voi practic ați făcut ce voi. așa că mă uit la voi, două, că tu ești mai ești cum mai ești, asta mică. E ca vreo E ca de ce ai zis seară, nu? a zis mai devreme, că era când era mic. O seară. Da, ți-am la basma. tare. Deci, voi, două, gata, asta, băbuțele sexy, așa o să fiți. Da, cu multe, multe pisi și mulți câini. Da, e un plan și asta acum, Ana. Păi și ce faceți acum? Vă sabotați una pe alta ca să nu aveți... Cum Cum? Adică? Că dacă, păi și dacă se îndrăgostește una dintre voi, ce faceți? Acum... Nu, că stai liniștit, că ne-am gândit și Și la sí, ceea ce, ce păi spune, de Italia? Asta chiar nu putem... Asta chiar rămâne doar între noi. Ah, cred că m-am dat seama ce vreți să faceți. Vă spuneți parola de la internet în alte, am înțeles. Nu! No! Oh, no. Nu! Nu, nici, nu <laughs> Nici chiar așa <laughs> Sabotaj maxim, am înțeles Mamă, ce moftică că n-ai venit aici, de maxim? A, mă, ca tii, ca mă, mă, te mai rog și a treia oară, acum că e penibil, îți dai seama Mai, <laughs> mai, dai seama <laughs> De-aia nici nu mai zic nimic. A stat destul de mult pe lângă mine în ultima vreme, a început să-mi din... săgeți din asta da. nu mai... Nu, no, că eu n-am simtă, la mine... Flower da. power, nu, da. nu mă... Nu mă spăl, stai liniștită. Am... <ră> uh... Nu că simte, are, are limita aia de... Bine, și ai, mai ales când simți pe cineva că se șofte, că parcă mai mult vrei să-l să, să mm, știi? da, da. Păi, depinde. Uite, uite. <laughs> da... Tocmai că te-a simțit că nu te oftici. Păi da, da nu are nicio treabă. Am uh, în Aoleu. acest uh, podcast uh, o rubrică care se numește La nebine sau la greu. La nebine sau la greu? Da. dă da, voie să ghicesc despre ce o să fie întrebările. Trebuie Ia. să alegi dintre două nasoale. Acum vezi tu care sună mai Ia. bine. Deci Și... dintre două nasoale să aleg nasoala cea mai mică. Da, cum? Sau cum ți s-ar potrivi ție? Că sunt unele pe care na, lumea te surprinde când pui întrebările astea. Sunt alte întrebări speciale no, pentru tine, no. da? Hai să vedem. La nebine sau la greu? Să te tun zero? Ah, ok. Hai sau da. să nu te epilezi niciodată? Să mă tun zero, efectiv, direct. Nici măcar nu stau <laughs> să mă gândesc cum să nu mă epilez niciodată, doamne. Păi am mai fost tunsă. Da, tu ai un frumos. Da, nu e al meu. <laughs> nu e al A, e nu, A, ăsta înțeleg. e al meu. Ăsta. Ăsta. Atât de lung e părul Mamă, meu. ce mai păcălit eram sigur. Hai de că știai, lasă. Îți jur că eu am crezut că e părul Deci e atât de bine făcut că am crezut că e părul tău. bravo, te pricepi. Faci părul atât de bine. Da, da. nu e părul meu. Ok. Am deci avut părul clar. lung, dar n-am avut niciodată părul chiar atât de lung. Dar îmi place cum stă cu părul lung și așa că... Deci zero. Clar, decât să sunt debilezat da. mai bine. Da, și oricum am, aș avea nevoie de o schimbare, adică... <laughs> da, și crește mai des după. Da, e și asta o... Păi nu mai ții minte când eram la X-Factor, că eram da. rasă pe ambele părți și aveam creasta, adică, da. practic, mai trebuia doar să mai iau aici aia era. Plus că da. există peruce acum, există o grămadă de chestii, dar neepilată, parca... n-ai ce... Aia da. <laughs> ah, da. chiar n-ai cum să o dai înapoi. <laughs> Vorba aia, se pe dreapta, pe stânga, asta îndrept curent. Da. N-am mai. Păi e fix așa arătam. <laughs> 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 A, la... O la... să lumea poze cu mine De când eram mică să vezi, să vezi ce o să apară Pe TikTok, pe astea toate Oleu, oh, Doamne ferește La ne bine sau la greu? Mm. Să plângi la nuntă și să -ți se strice machiajul? La nunta mea? Da, Așa? sau să vină foste de ale lui la nuntă? Să vină fostele dele lui la nuntă. Să vină Să pună toate. dar un plec, Ce mai contează? Să vină toate. A, păi nu, dar eu n-am nimic cu fostele nimănui. Adică, na, nu, e normal că nu poți să iei pe nimeni nou, nou, scos din cutie. Acum mai începe viața când l-ai cunoscut, nu? Și până la urmă, Trebuie să am cunoscut o grămadă de foste, chiar foarte de treabă. Da? Sunt chiar prieteni. Da, că și că ți-am înțeles, vă faceți tot. Faceți penthouse. Da, Aoleu, da. Uh, da, să vină fostele la nuntă, clar. Să vină foste De ce la... să plâng, să plâng la nuntă? Nu, nu, Poate plângi de fericire. Uite, soția mea a de exemplu. De fericire? Nu, a de căldură. De asta eram în Turcia și erau 41 de grade. În biserica nu era aer condiționat și când am... În Turcia? În Turcia am făcut nuntă, da. Și, uh, sunt turceni prima dată. Nu, și nu, dat în turceni. Era ok și în turceni. Nu, la turceni. La turceni, da. La turc. Am fost în, în Antalya, am făcut nunta mm -hmm. și uh, era o biserică acolo care ne-a Da, chiar a leșinat, așa pe bune, a căzut. Da. Când am făcut, uh, nu știu dacă ai mers la anunț la biserică, dar uh, la un moment am dat, mers, am mai mers. Se face în conjurul mesei, știi? Da. Și la a doua tură a căzut. Nu am, pot să cred. A leșinat. Am dat cu apă. Că e de bine, nu trebuia să... Dar ce mai contează? Bine că s-a trezit asta. A fost... <laughs> Copiii plângeau, eu eram cu apă și când i-am dat cu apă pe față, a zis, ah, machiajul! A, da, bravo, mă! Efectiv! Da, bravo, mă! Eu nu eram toți panicați, copiii de plângeau. Fetele erau pe cu poate Doar, da. poate a fost doar așa, încerca să se sustragă și nu știa cum. Așa, mai stau 10 ani. Și da. când a văzut că e stres și machiajul, a zis, nu mai gata până aici. Machiajul, băia, mamă. De la plâns la răs a fost Da, direct uh, Ok Mai ai? D am 10 întrebări Aoleu bine, nu bine, să știu să nu Ca să știu să nu mă mai lungesc că mi-e îmi place să vorbesc foarte păi, mult vorbește, și că nu e Am eu... fost și răcită De când m-am întors din vacanță N-am vorbit deloc Asta nu, numai acasă Și-am făcut pauză vocală Și acum ați nevorbit <laughs> <laughs> Asta ajunge pe TikTok <laughs> Da, și vreau să vorbesc mult Hai <laughs> să fii trezit. Asta e mai frumoasă, nu e chiar La ne... limbine la sau la groie. Să fii trezită în fiecare dimineață Cu mic dejun, cu pupici, inimioare, îmbrățișeri și așa Sau să primești 1000 de euro pe zi Să primești 1000 de euro pe zi <laughs> Trebuie să tot mă gândesc Să nu pară așa Hai, o să mai zici o dată? Bine, să fii trăistă în fiecare dimineață cu mic dejun, cu pupici, inimioare, sclipici, toate alea, sau să primești 1000 de euro în fiecare zi? Mm, foarte greu. Foarte greu. Da, nu, nu. Că tu îți place să fii și iubită, de bani, iubită. Da, dacă era materialistă până acum, nu, o să zic ce mai zic. Dar nu materialistă sunt orice, dar nu materialistă, nu? Dar Sincer, 1000 de euro pe zi sau pupici în fiecare dimineață, dar nu îmi trebuie în fiecare dimineață, Poți să am din când în când pupici și mic dejun. Nu -mi Hai, ai zis pisici, cățeiși, o mie de serios. euro pe zi. serios, adică e, e ok, fac față vieții și fără pupici în fiecare dimineață și mic dejun, se poate din când în când, dar 1000 de euro, adică da, de ce să nu-ți dea cineva 1000 de euro dacă se poate așa, stai degeaba să iei 1000 de euro pe zi. Sincer, tu ce De Ce te uiți așa la mine? Nu mă uit! Lasă! Nu mă uit în niciun fel, eu ascultam ai, ce ziceai. Da, deci... Nu, eu mi-imaginam ce, ce ziceai. Ai că nici eu nu, eu nu mi-am pus întrebarea, dar eu doar am scris-o. Dar nici n-aș vrea să mă trezesc în fiecare dimineață cu mic dejun, în primul rând, pentru că nu iau micul dejun și nu-mi place să mănânc micul dejun, ok? O <laughs> E ok. A, A, mic dejun. Limbuța de la pisică. Da. Um, să arzi mâncarea înainte de prima cină romantică sau să vină cu două ori întârziere? Să vină cu două ori întârziere ca să am timp să nu ard mâncarea. Nu îmi place să ard mâncarea. Îmi place să gătesc și îmi place să gătesc bine. Îți place să gătești? Da. Mm. N-am ars niciodată nimic. <laughs> și Catinga vine și mănâncă la tine sau? ia întreabă. Ne... Nu mai mănâncă la mamă decât mănâncă la mine. Aoleu. Nu cred că ti era bine să zic asta. <laughs> da. <laughs> Ei, zi, mama. Departe, să la departe, nu e chiar. Da, nu ajunge greu internetul până acolo, că... nu vede podcastul ăsta. Nu, 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 în sensul Da, bine, știu ce bine, zici, știu ce bine, zici. Se face foame la prânz, unde ai o fugă până la slate? Nu, știu ce zici, dacă ne mai zice mama, mamă, ce ciorbă să vă fac? Și ca din că e gen, lasă că face Ioana. Ah, ok, aici. Da, dar da, nu. Asta, dar nu e foarte, foarte, <laughs> E foarte bună mâncarea făcută de mama, tiramisu mai ales, tiramisu face un tiramisu extraordinar, jur, nu există tiramisu mai bun ca al mama pe pământ, am fost în Italia acum, am încercat tiramisu peste pe unde am fost, nu e, nu există, nu e, nu știu să-l facă. Tiramisu s-a mama... inventat la Slatina, nu în Italia. Mama l-a inventat. Ce tare! Da. Wow, cred că dacă aveam o mamă care mama nu știa să facă desert, dar făcea niște plăcinte și facem continuare... Da, și mamă... mama face o grămadă de chestii bune. Da, dar sunt anumite fac... chestii care mie ies mai bine, trebuie să recunoaștem. Nu zice nimic, dar să știi că a dat din cap mama, da? Păi na, e bine, mama cred că e fericită și normal, înseamnă că a făcut o treabă bună cu tine. Nu m-a învățat ea. Da, da, a dat un exemplu bun. Asta da, clar. Da. Dar nu, nu m am învățat, nu ne lăsa deloc să stăm în bucătărie cu ea. Se plângea tot timpul că nu o ajutăm și dacă ne ceam în bucătărie, zicea că o și să plecăm de acolo. Da. Înseamnă că și voi o ajutați de mai mult. Dar nu, noi chiar încercam să o ajutăm, dar cum știam, dacă nu ne-a învățat să o ajutăm și așa, nu, îți Chiar că de ce, de ce zicea că o încurcăm? Nu mă dau seama. Poate chiar un curcan. <laughs> Acum ți-ai dat seama da. că de păi... mai iluminat. Ce femeie te trimite așa care are nevoie să te trimită? Doamne, dar ce cald e aici. E cald, da, e de la... De la De la pulovă. <laughs> să fii singura femeie de pe planetă sau să nu existe bărbați? Păi nu e același lucru? Deci, stai puțin, dacă ai fi singura femeie de pe planetă. A, ah, și. Da, ah, da, corect. Stai puțin. Deci, să fiu singura femeie de pe planetă sau să nu existe bărbați înseamnă gen, să fie și, -și foarte multe femei? Mm -mm. Să fiu singura femeie. De... Mm -mm. Nici chiar așa, după aia mă, punem, mă pun la treabă. <laughs> <laughs> nu, nu e ok. Stai, stai puțin. Îți <laughs> să repopulăm planeta cu o singură femeie. Și da, le dai și numele anunța. Nu îmi păstrez, adică numele. La toți. La toți <laughs> să dai anunța. Să faci oh, Trebuie să mă gândesc, dar nici numai nu cu muier nu-mi place. Nu e, pot să zic pas? Bine, hai, includem și pe Catinga, că văd că nu fără. Ce, noi doi? Noi doi și... A, așa, da, e ok. Nu, cu sora, da. Am fi o foarte mare familie, toată planeta. Da, am înțeles, voi două și restul lumii. Bărbaților, am înțeles. Așa, da. da. Dacă aș fi eu cu ea, da, ar fi ok. Dacă chiar ar trebui să aleg între alea, m-aș sacrifica și aș fi singura femeie de pe planetă. Bun. Um, să te deochi repede sau să fii spurcată la gură? Ce înseamnă să fii spurcată la gură? S jur să înjuri mult? Da. Să te deochi repede sau să fii spurcată la gură? Păi... <laughs> Să te duc repede că știu să Dezleg Sau știu niște oameni care știu să dezlege Da? Da Cum? Păi nu știu că ei știu Eu nu știu, n-am fost niciodată -am, Adică nu știu Nu, păi nu trebuie să fii poți Alea să cu chibrituri, cu, cu zice, cu nu știu ei, ce Nu, ce zice. zice, nu știu Julica, prietena mea știe să eu îți zic că de, de ochi, nu știu, cască și din astea pe lângă tine face niște chestii și nu aia te pune să-ți muți locul. Zice tatăl nostru, nu știu, face ce, ce face, dar tot timpul mi-e bine dacă zice ea că sunt de ochiată, dar eu nu cred că sunt de ochiată, cred că doar mă doare ca... Că... <laughs> dar ea zice că sunt de ochiată și îmi zice ceva acolo și îmi trece. Scurte energetică. Da. Interesant. Să vină extraterestrii sau să, sau să mai ai un an de trăit? Să vină extraterestrii. Au venit? Eu zic prea târziu. Să nu suntem noi extraterestrii? Sau? Păi suntem extraterestrii? Păi nu știu, suntem. Păi nu cred că suntem, că trăim pe Terra, nu? Deci nu prea suntem extraterestri, dar dacă vrei tu, așa să dai, metaforic, putem să fim și extraterestri. Să speli toate rufele la mână sau să fii șofer de tir? Să speli toate rufele la mână, că nu mi-e greu, am mai făcut-o. Da. Da. Asta cu tirul nu-ți place. Nu. 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 Să fii șofer pe tir. Eu. Adică. Cred că nu e bine pentru ceilalți din trafic, în <laughs> primul rând. Deci, clar, spălat la mână. Da, e mai safe pentru că toată lumea, stau în casă. nu are ce să ni se întâmple. Asta a fost. Atât? Da, da, mai, mai vreau. Acum aveți, am zis că o să-ți placă. Da. E acum, zis, zici, am zis, mamă. Da, e... Păi să știi că întrebările astea spun multe și despre despre viața omului, știi, în funcție și de cum, cum răspunzi. Pentru că îți dai seama că suntem diferiți și sunt oameni care de la un moment dat... Sunt Normal că tu ai fi ales să fii șofer pe tine, adică nu ai fi ales să speli rupele la mână, nu? Îți dai seama că, na. Și nu prin faptul că sunt bărbați ci... și altele pe care, na, nu le-aș nu le fi ales, știi. Dar uite, au fost și alți invitați care nu, te surprindea cu un răspuns, adică chiar era Ai evident. pus aceleași și... întrebări tuturor? Nu, 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 nu sunt mereu altele. Mereu, altele în funcție de. nu știu ce simt pentru invitatul respectiv. Am înțeles în, Și tu le ce vine informația despre invitat, da? Eu le scriu. Nice. Da, uneori le dictez pe telefon. Credeai că o să vreau pupici și mic dejun în fiecare da, zi? Da, așa? da, Erai da sigur. Eu da, e sigur că așa o să vrei, da. Păi, da, mă frate, eu știu ce zici. Da, o mie da. de euro sunt de euro. Da, adică nu că sunt mie de euro, da? nu, nu îți trebuie în fiecare zi chestia asta, Dimineața? că poți, poți să primești la cină, spre exemplu. Seara la culcare, nu neapărat dimineața. Când Seara la culcare, na. Tot 1000 de euro, ar la... Da. <laughs> Pentru că nu îți trebuie în fiecare zi, dar 1000 de euro în fiecare zi sunt folositori. Bun, da. Bravo, o fată pragmatică, uite, vezi ce frumos. Cred că, pe, cred că eu aș răspunde diferit la întrebarea asta în funcție de ce perioadă a vieții mă prins. Da, probabil că dacă era acum... Dacă eram acum câteva luni, poate voiam pupici și... Dar mic dejun chiar nu vreau, ok? Deci ați notat, da? <laughs> nu, no. Da, nu, și în vacanță chiar am observat acum. Bine, toți vorbesc despre vacanță pentru că abia m-am întors din două vacanțe și numai la asta mă gândesc, știi cum e, că e de... sunt în, că în depresia aia post vacanță și de asta tot zic de vacanță. Uh, dar am observat că nu m-am trezit în nicio dimineață la micul dejun. Am preferat să dorm. Dacă mai dădea cineva și o mie de euro, era Tu-ți dai câte vacanțe poți să pleci dacă primești o mie de euro pe, pe zi. Toată viața. Deci, toată lumea asta. Păi, cred că se poate. Dacă ai 30 de apartamente în centru cu 1000 de euro pe 30. lună, cam asta e. Deci, trebuie să muncim la 30 de apartamente pe zi. În centru. Da. Nu e un, nu e un plan rău. nu Sună bine. Păi asta zic că, așa, să muncești, e simplu, îi faci la un moment dat. Dar Că ți dă așa cineva fără să faci nimic? Da, poți să fii tu aia care ți-i dai. Păi aia zic asta, poți să faci, normal că poți să faci. Poți să muncești, dar nu mai e același lucru cum ai pus întrebarea. mai e același lucru, dar altfel e când întrebarea ți ți dacă ți de, da. 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 Aia zic, tu mai poți să aleg între asta, așa să muncești normal, că oricând aș alege să muncesc, oricum asta fac, asta îmi place să fac, să muncesc și să-mi fac singură tot ce am nevoie. Să-mi iau Intervent. eu a fost o problemă de foarte multe ori chestia asta. De ce? Cât bărbaților, mă rog, probabil bărbații pe care i-am cunoscut eu, <laughs> dar bărbaților le e de multe ori frică de femeile independente. Nu neapărat frică. Cred că le e mai ușor cu o femeie care nu e independentă. Poate să o manevreze mai ușor cum vor ei sau se simt speriați Că ea câștigă mai bine și? Cred că pot fi amândouă. Depinde de bărbat. E mai supusă? Pentru că e. sunt și bărbați care nu se simt speriați de femei independente. Sau puternice, sau cu personalitate. Da. Da. credem că există. Aia zic. Abia aștept. Vorbesc dintr-un caz real. Um, întrebarea de la Figa... Cu care aș vrea să te servesc. Light sau normală? Light. Light. Așa te vreau. Yes. Întrebarea de la... Am o întrebare de la Figa? Da. Păi și dacă nu-mi place întrebarea, eu de cine mă iau? Băi, Figa! Figa! Figa, 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 Figa. Cheers, dragul meu. Cheers. Și adunat. Care este noul sortiment lansat de către Figa? Figa cu fructe de pădure. Figa light. Figa cu fistic. În gură, că nu sau figa cu cocos. Figa light. Da, yeah, figa, ai 1000 de euro, dar nu, nu, nu. zi, de acum înainte, de la figa. Uh! Figa conține 12% suc de fructe, iar ingredientul principal este guarana. Are efect tonic și revigorant, ajută la prevenirea oboselii și menține un nivel ridicat de concentrare fizică și psihică. Nu conține coloranți și nici conservanți. Este chiar bună. E chiar bună, vezi? Da. E bună, mă rog. Din asta light like, să știi că n-am mai încercat până acum și e chiar bună. E chiar bună, da. Da. Fresh. Fresh. Vedeși în combinații. Ca suc de portocale. Ce era asta? Era ceva, Doc sau cine era? E nu? Da? Nu știu. Întrebările lui Jorge. Am niște întrebări pentru tine. A, alte, alte întrebări, da, am alte Jorge. întrebări. Păi, na, se leagă frumos lucrurile și... Haide! E interesant. Întreabă-mă, provoacă-mă, îmi place, ți-am zis, sunt nevorbită. Da, uite că m ai închis acolo subiectele și nu prea am niște întrebări aici la care n-a, dar trebuie să răspuns, nu știu, da. Răspunde... adică le-am am zis deja tot? Nu, 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 dar mai dojuit la niște, la acel subiect și acum eu o să spun întrebările, tu răspuns cu da sau nu. Și, doar cu da sau nu? Da, doar ah. cu da sau nu, te uiți în camera asta și pe aia le dezvoltăm, okay? Bine. Okay. Am înțeles că ești nevorbită, da? Întrebările lui Jorge cu Joe. Ioana Anuța. Ești cea mai talentată din showbiz? Nu. Ai crescut cu mai mulți bani decât alți copii? Da. Stai rău cu nervii? Da. Te-a susținut cineva în carieră? Da. Poți trăi fără Juno? Da. Te-ai întoarce să lucrezi iar cu Randy? Da. Ți-a fost vreodată frică de cineva? As a person? Da. Da. Te cu Juno până la adânci pătrâneți? Nu. Ai pierdut vreodată tot? Nu. Te-a lăsat cineva la greu? Da. Cine te-a lăsat la greu? Așa? Ai trinat? Da. Păi au fost foarte mulți oameni care m-au lăsat la greu în viață. În ce perioadă? Acum depinde ce înseamnă greu. Eu, pentru mine greu e și atunci și, nu știu, și când treci printr-o perioadă mai grea a vieții tale, pur și simplu, și ai nevoie ca oamenii să înțeleagă prin ce treci, nu să fugă de tine sau... Adică nu, nu vorbesc doar de chestii sentimentale aici, de relații. De... Nu, no, da, de am care te-au prieteni care pur și simplu când am avut nevoie de ei să fie lângă mine pentru că treceam printr-o perioadă nasoală și nu îmi dădeam seama că trec printr-o perioadă nasoală, s-au descotorosit de mine, ca să zic așa. S A fost în depresie sau? Um... Cred că da, oricum, cred că încă sunt în depresie. Eu cred că încă am tot din astea de anxietate și depresie. Am foarte des stări pe care nu le înțeleg sau nu știu prin ce trec sau așa. Dar am avut perioade în viața mea când chiar poate aș fi putut să fiu ajutată de oameni din jurul meu și nu am fost. De la, de la cei la care mă așteptam sau cei pentru care aș fi făcut la fel sau să fie mai înțelegător. Cei, care, cei, de care ascultam eu în perioada aia. De care aș fi ascultat. Dar s-a întâmplat foarte multe ori la greu să nu rămână lângă mine. Dar cred că asta e o chestie prin care trec toți oamenii. Nu e nimic special. Cred că asta te întărește, te face de fapt să înțelegi despre ce e viața. Pentru că de multe ori, când totul e așa lapte și miere, ajung să crezi că tot ce zboară se mănâncă și chiar nu e așa. Adică viața e super complicată și șuturi în fund îți iei la tot pasul. Și până nu ți iei multe șuturi în fund la tot pasul, parcă nu crezi că e posibil, că ți se poate întâmpla și ție. Deci da. Ai spus că ai crescut mai mulți bani decât alți copii. Pentru că întâmplarea face să mă fi născut într-o familie care, bine, când m-am născut, nu aveam foarte mulți bani nici părinții mei, adică nu aveau foarte mult bani, m-am născut am crescut într-o garsonieră. A durat ceva până ne-am mutat la apartament și a venit și sora mea pe lume între timp. Dar au muncit foarte mult părinții mei, au, au plecat de foarte jos și au ajuns sus muncind foarte mult, foarte, 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 foarte mult. Aproape că nu i-am văzut când eram mică atât de des cât mi-aș fi dorit să-i văd mai pentru că munceau în continuu. În ce domeniu au lucrat În confecții textile au lucrat toată viața. Acum, mă rog, au deschis mai multe chestii, fac mai multe lucruri. Nu știu, dai cum face și cum se numește? Blocuri, efect. construcții și, mă rog. Da, mai multe chestii. Și... M-au susținut, adică chestia asta cumva a fost, a fost și un lucru bun, a fost și un lucru mai puțin bun, știi că ajungi exact ce ziceam mai devreme, să crezi că tot ce zboară se mănâncă și când te lovește viața în față, nu e chiar așa simplu, dar totuși am avut noroc de niște părinți care m-au lăsat să mă lovesc cu capul, m-au ajutat, m-au susținut, m-au împins. Cu cât am fost mică, dar când mi-au dat drumul, chiar mi-au dat drumul și chiar m-au lăsat să mă dau cu capul, adică nu au -au rămas acolo, au rămas acolo ca o plasă de susținere în spate. Probabil toată viața o să fie acolo. Îi mulțumesc Dumnezeu că mi-a dat și că i am și că sunt atât de extraordinari. Dar inclusiv prin chestia asta că am fost destul de frustrată când eram mică pentru că toată lumea mă vedea așa ca pe aia, aia care le are pe toate, am tras atât de mult să demonstrez că eu pot eu și m-am făcut să nu știu, să vreau eu să arăt eu oamenilor ce pot eu și, și pe pielea mea, pe puterile mele. Încât chiar asta am făcut. Eu în momentul în care am plecat de acasă, am plecat de acasă și n-am mai cerut niciun ban. Am zis, nu mai, gata, eu fac, eu pot, eu eu trebuie să fac, eu trebuie să demonstrez mie și să le demonstrez și altora. Eram disperată să demonstrez altora, acum nu mă mai interesează. Dar eram disperată să demonstrez eu că eu pot, pentru că nu mai suportam să zică lumea, a, păi poași tot ex -o. Nu mai suportam, nu-mi nu plăcea deloc chestia asta. Și cumva a fost bine că au știut să... Îmi da, cât am avut nevoie, niciodată n-au exagerat, niciodată nu uh, ne-au ținut în puf să ne dea mai mult decât avem nevoie sau decât uh, trebuie. Sau, să, tot timpul au, au știut să ne învețe cât de greu se fac banii, cât de greu e să, cât de mult muncești pentru asta, cât de mult muncești să Ne-au arătat și situații în care, uite, alți copii, uite, adică tot timpul ne-au făcut foarte. Grounded, știi? da, da ne-au ținut cu picioarele pe pământ, pe amândouă, că suntem amândouă destul de... Nu mi-ați muncit niciodată un dat dat la, la părinții voștri? Uh, sincer, pe mine nu m-a pasionat niciodată, că mi-a fost un pic supărat pe chestia asta, pentru că înainte să încep eu cu muzica și așa, el își dorea ca eu să duc mai departe. Cred că și-a dorit de la amândouă chestia asta, dar n-a avut cu niciuna dintre noi, că nu... Nu, eu, noroc că am stilist, că nu știu nici să pun două chestii pe mine, dar n-am fost niciodată pasionată de treaba asta. cu, nu, nu. Și când mă duceam pe acolo, pe la fabrică, simte că nu-mi plăcea deloc, voiam să plec imediat. Nu-mi plăcea cu... cu mașinile de cusut, cu atâția oameni, cu atâta gălăgie, cu chestia asta de fabrică, știi, de... Producția și serviciile întotdeauna o să funcționeze dacă te adaptezi la piața. Da, eu te cred, dar trebuie să-mi și placă. Nu trebuie doar să funcționeze. La mine așa a funcționat tot timpul. Eu așa am funcționat tot timpul. N-aș putut în viața mea să fac ceva ce nu-mi place doar pentru că e ceva care aduce mulți bani. Tu ai fost făcută să cânți. Te-ai născut pentru asta. Așa. Mai aduc și eu aminte din când în când știi cum e, că e greu în domeniul ăsta și câteodată îți vine să-ți dași picioarele și să De câte ori iei Nu m-am lăsat niciodată. Nu te-ai lăsat niciodată, nici măcar așa. Nu, da, aia. cu gândul, gândul. m-am lăsat de multe nu? ori. De, cu gândul, nu că te-ai lăsat. Cu ori. gândul, da. De câte ori Nu de niciodată? multe ori, nu de multe ori, exagerez, dar... băi, e foarte greu, e foarte complicat. Că nu se pupă de multe ori ce-ți dorești tu, cu ce se cere, cu ce se vrea în momentul respectiv. Trebuie să te adaptezi tot timpul, să te ții tot timpul de... Și nu știu, că nu mai... Parcă nu mai ai energie să faci... Eu, eu tot timpul am crezut că, bă, eu o să fac la început acum, când am intrat eu în carieră. Am zis, eu o să fac acum la început ce vrea lumea. Ca să le câștig credibilitatea, și după aia o să ajung eu la un punct comun, să fac eu așa gen. Ziceam că nu o să fac doar ce vor ei, că o să fac așa gen și ce vreau eu și ce vor ei, ca să câștig credibilitatea oamenilor, ca după aia să fac ce vreau eu. Să pot să fac ce mulți că vreau eu să cânt despre ce vreau eu și să pot să dau oamenilor mesajele pe care vreau eu să le dau, de fapt. Și să mă asculte, să mă creadă. Ce nu e nou asta, așa, îți dai seama. Că. E foarte complicat să ajungi în punctul ăla în care oamenii să te creadă orice le zice. Și probabil că ajunge acolo cine trebuie. Cine merită sau cine muncește de ajuns de mult încât să ajungă acolo. Poate mai am până acolo. Eu sigur sunt sigur că tu mai ai multe de spus clar de spus, a, de clar, timp, de spus mai de... am mai am mult și vreau vreau îmi doresc mult să fac asta. Da, trebuie să am răbdare, că uite, vezi, eu am și început, bine, nu pot să zic că am început de mică, dar am bubuit-o destul de repede și se întâmplă și din astea, știi? Și câteodată o iei frazna când nu e tot așa cum vrei tu, cum îți propui tu. Crezi că lipsi. Muncesc mult, stau mult în studio, fac foarte multe piese, gândesc foarte multe chestii, îmi doresc să dau mai departe un anumit mesaj, mă chinui foarte mult să-l zic într-un anumit fel încât să nu fie foarte dificil de înțeles sau să nu se sperie lumea și când tot încerci, tot încerci și vezi că lumea e totuși reticentă și că de multe ori e mai bine, mai simplu și la obiect și gata, aia a funcționat, te frustrează. Da. Poți să faci concept de trei piese în care... Au făcut și alții și tot, nu. Da, e mai... E, com... e complicat, dar nimeni n-a zis că o să fie simplu, știi? Adică știam în ce mă bag. Și îmi place în continuare, mă bucur de asta, doar că frustrarea asta adunată la un moment dat, știi, te aduce în gânduri din alea, Bă, exact ce e cea mai alea, de decât ori, de ori, te lăsat. Da, pentru că oamenii au impresia că în cariera asta în muzicală sau în televiziune, gata, e totul funcționează roz, ai proiect de la da, proiect, sau că te ai născut talentat și ai gata, piesă, Dumnezeu, gata, ai piesă, gata, ai cinci piese, 7 piese nu și gata. Nu e mă. deloc așa. Trebuie să o iei în fiecare an, trebuie să o iei de la capăt. Trebuie să o iei în fiecare zi de la capăt. Da. Cred că, de fapt, în fiecare zi. Din nou, și încă o dată, și încă o dată. Mm -hmm ca să înțelegi eu și social media. Am nevoie, pe exemplu, de alarmă să-mi aduc aminte să postez în fiecare zi, pentru că nu știu, uit! Păi da, există planificare. Da, știu, dar nu, tot uit. Da. Uit și uh, să, să, să le planifici. alarmă de... ca să planifici. Da, exact. Am înțeles. Um, ai spus că ți-a Ți-a fost frică a, de cineva? așa, de cineva, da. Asta, sincer, am stat și m-am gândit dacă mi a fost frică de cineva vreodată și mi-am adus aminte când eram eu mică în generală și venea una să mă bată pe la școală. Mi-a fost frică de aia. Mi-a frică. Ok. De în de profesor, de niciun... În rest nu mi-a fost frică. Cum o chema pe fata aia? transmite un mesaj. <laughs> Poare stai ce să mă gândesc. Că -a... A, pe fata aia? Mamă, nu mai știu cum mă cheamă. Nu mai știu, dar oricum aveam și o colegă în clasă care avea pata pusă pe mine și tot timpul mă urmărea până acasă și din astea și nu, era... Da. Welcome to Slatina. Bine, de fapt, cred că se întâmplă asta peste tot. Stai rău cu nervi, ai zis că da. Mm -hmm. Mm -hmm. Mai mult a reacționat ca tinga la întrebarea asta decât... Păi nu, cred că toată lumea nici lumea poate să reacționeze la asta. Stau foarte rău cu nervii. Dar nu știu, nu, nu știu. Da, stau rău cu nervii. Nu mai, de ce să mai cau scuze? Că stau rău cu nervii, punct. Ce să-ți mai povestesc mai mult? Da. cred că e și din familie. E și o chestie moștenită. Pe parte de mamă și de bunică. Dar... Da, stau rău cu nervii și sunt foarte... Eu sunt perfecționistă. Și eu fac lucrurile foarte bine când le fac. Adică eu dacă mă apuc de un lucru, eu îl fac bine rău de tot. De orice m-aș apuca. Și dacă oamenii cu care lucrez sau de care sunt înconjurată și care ar trebui să facă lucrurile pe care nu le fac eu, dar trebuie să le fac ei, nu le fac cel puțin la fel de bine cum le fac eu, atunci nu e bine să <laughs> De asta toată lumea Am spus că e foarte greu de lucrat cu mine, dar nu e greu de lucrat cu mine dacă ești un om care să faci treaba bine. Dacă ești mai bun decât tine. Da. Sau, mă rog, dacă să faci treaba bine, că nu trebuie să o faci neapărat cum o fac eu, dar trebuie să o faci bine. Nu ai pe cineva de care să uh, să posteze pentru tine? Nu. Nu, nu poți să lași, nu nu? nu? nu, dar nu e vorba doar de cineva care să posteze pentru mine. E, asta e o problemă a mea, pentru că e normal ca oamenii să mai greșească, e normal ca oamenii să mai uite, e normal ca oamenii adică sunt chestii omenești dar când cineva face asta puuu da, îmi pare rău, pe această cale vreau să cer să -i iertare tuturor oamenilor din viața mea care știu că au intenții bune și care știu că sunt extraordinar de bine voitor și care știu că niciodată nu au făcut nimic intenționat să-mi facă rău sau să nu-și facă treaba cum trebuie și cărora le-am spus multe lucruri pe care poate nu trebuia să le spun. Da, ok. Da. Um, îmi pare rău. Am auzit, nu-mi pare rău. Adică poate ai spus, Poate ai spus în paro, de tot din Mi-ai citit, rău, eu, da, fost, citit, da. citit gândurile, dar sorry, not sorry, pentru că atunci când e vorba de, <laughs> de <spre> mine... <laughs> este foarte important Vezi că e cu body language și cu da. ce transmit Băi, sincer, eu chiar regret Pentru că am de foarte multe ori niște ieșiri Sau oameni, oamenii la un moment dat ajung Să nu știe cum să mai spună niște chestii Pentru că știu că o să reacționez Extra, ca să zic așa. Extra sos, da. da Deci, chiar îmi pare rău pentru asta, dar vreau să știe că pentru că au ajuns să lucreze cu mine, înseamnă că sunt foarte buni. Pentru că lucrez Sau foarte, foarte... Nu, sunt foarte buni. Chiar sunt foarte buni, pentru că îmi aleg cu foarte mare atenție oamenii cu care lucrez și nu lucrez pentru mult timp cu oameni cu care nu pot să lucrez foarte profi, foarte așa cum trebuie. Să fie pregătiți cum trebuie. Da. Spuneai că nu te vezi până la adăși bătrâneți. Păi, tu te-ai vedea până la adăși bătrâneți cu cineva cu care astăzi ești, mâine nu ești, astăzi ești, mâine nu ești, nu știi ce-ți oferă viața. Deci, nu am de Pana unde să știu. șanse 50-50. Asta zic. Măcar. Păi există șanse 50-50. Da, dorești? Bă, ca să-ți zic foarte sincer, noi în momentul ăsta nu mai suntem împreună. Ah, ok, deci de a evitai, am înțeles. Deci, nici... Ce să zici? Ce să zici? Că am zis de atât de multe ori încât nu știu, nu, parcă mă plictisește și pe mine sincer subiectul ăsta deja. Nu mai să zic iarăși că gata, e ultima dată și după aia iar să mă trăiesc peste un an, doi, șapte, că cine știe ce, cum mă întorc sau... Nu știu, nu știu. Pur și simplu, de data asta, singurul lucru pe care îl facem diferit și încercăm să-l facem diferit ca să ne ajutăm, pentru că e o chestie care pe amândoi ne ține în loc. Adică nu, nu, nu ești fericit, știi, când ești într-o relație, du-te vin. Singurul lucru pe care îl facem diferit de data asta este că suntem foarte apropiați, suntem foarte buni prieteni, de obicei neva, gata, și așa. Suntem prieteni, vorbim, discutăm, încercăm de fiecare dată când unul întâmpină câte o problemă emoțională sau nu, să fim alături unul de celălalt ca să putem să trecem mai departe peste chestia asta. Și atât. Deci nu știu, dar nu, nu pot să zic că mă văd. Eu nu mă văd o viață întreagă făcând asta. Nu vreau să fac asta o viață întreagă mă văd lângă el o viață întreagă când suntem noi bine. Când suntem noi cei mai bine din viața, cel mai bine din viața noastră și numai noi știm cât de bine suntem când suntem bine. Da, atunci mă văd. Dar când e așa, nu vreau să fac asta toată viața. Adică vreau să fiu bine, vreau să fiu happy, vreau să fiu liniștită, vreau să fiu liber, vreau să mă simt eu în toată puterea mea și în toată nebunia mea și tot ce știu că pot să fac și să mut munții. Nu, eu nu pot să mă munții dacă sunt fac tabla la creier și la suflet non-stop. Adică am nevoie de mine. Am nevoie de mine întreagă. Știi ce zic? Da. Deci de asta. Și acum veți refaci puzzle-ul. Nu, nici nu știu. Nu mai știu, nu știu ce fac. Nu vreau să stau să mă gândesc ce fac acum. Acum doar mă mă focusez pe mine, fac chestii pentru mine pe care nu le fac de obicei când sunt în relație, călătoresc foarte mult, mă distrez, merg la sală, merg la terapie, merg la tenis, vreau, acum vreau să mă apuc de dansuri, nu știu, vreau, vreau să mă apuc de călărie, fac o grămadă de chestii, nu știu, care, pe care pot să le fac când sunt mai liniștită la cap, știi? Și când nu stau într-un stres din asta de astăzi, astăzi cum suntem? <gângătă> Știi? Da. Nu, nu știu cum e, poate dar... Ce refac, ce poate nu refac. Eu îl iubesc și o să-l iubesc toată viața mea. E unul dintre cei mai mișto oameni pe care îi cunosc. Dar am nevoie să mă adun un pic și să fiu cu mine, că nu mai mă, mă pierdeam din ce în ce mai tare și nu-mi place treaba asta. Nu mai știai cine ești. Da. Uitasem complet, nu că nu mai știam. Uitasem complet. Nu mă mai găseam deloc. Și nu... Nu e ok. Adică... Nimeni n-a greșit cu nimic ca să treacă prin asta, știi? Adică noi doar am vrut să ne iubim. Ce frumos ai zis. Ah, trecem peste... Da. <laughs> da, păi nu, că te, te văd că... Nu, mă, cred. Ești încărcată sunt, și nu Sunt încărcată nu vreau că e să normal, lep, și recentă mai... și așa treabă, dar nu mai... Nu, și nu mă... Nu, chiar nu. E ok. Da, de-aia am zis că trecem peste. Uum, ești cea mai talentată Fica din showbiz. <laughs> Ai zis că nu ești cea mai talentată din showbiz. Păi ce? Sunt cea mai talentată din showbiz? Nu sunt cea mai talentată din showbiz. Sunt talentată, dar sunt atât de mulți oameni mult mai talentați decât mine. În ce foarte sens? Mulți. Păi... Cum adică în ce sens? Eu am și muncit foarte mult să ajung aici. Statem. Tu ai avut niște realizări adică fantastice. Am avut niște realizări fantastice, dar eu în... m-am născut cu un talent mare, nu vreau să-l mâni pe Dumnezeu să zic vreo prostie. Dar uh, l-am muncit ca să, eu ca să ajung să cânt așa, uite, chiar astăzi postasem ceva de la Eurovision Junior din... Uh, ia să văd acum. mai. <fie> <fie> uite. cum cântam în 2009. Zici că nu are ce treabă cu vocea mea. Da. De ce treabă? Ce micuță Aia zic. Și eu de la asta la ce cum cânt acum, ce, cum simt acum, cum creez acum, cum am muncit foarte mult. Sunt oameni care s-au născut mult mai talentați decât mine, care poate n-au fost nevoie să muncească atât de mult ca să ajungă unde sunt, pentru că erau din născare extraordinar de talentați și de tehnici și de tot ce vrei tu, poate n-a trebuit să facă ore de canto sau... Uh, habar n-am. Sau oameni care s-au născut uh, talentați și au și muncit mai mult decât mine și sunt și mai sus acum, știi? Adică, cea mai talentată clar nu sunt. <laughs> da, voiam să văd ce zici despre asta. Pentru că sunt oameni care... Adică, am văzut și faci diferența atunci când... Uh, eu tot te consider unul una dintre cele mai talentate din țară. Și eu mă consider una dintre... Dar niciodată. Și chiar dacă ești, cred că cel nu. mai talentat nu poți să zici. Cred că tot nu poți să zici. Că sigur e ceva sau cineva sau alt, alt cineva care poate fi mai talentat. Dar sunt atât de mulți oameni talentați pe care nici măcar nu-i cunoaștem. Da. Cum aș cum ai putea să zici despre tine că ești cel mai talentat, doamne? Păi nu. sunt unii care au afișe cu ei în casă, peste tot. Păi nu. da, dar nu, asta nu înseamnă cei mai, mai, mai talentați. Da, se văd, uh, numai mai... Uh... Și talentul, știi cum e, nici măcar nu e o chestie a ta. N-ai făcut nimic pentru asta. Ai primit-o, e un dar. Ce te lauzi? <laughs> știi? Ce te lauzi? Că nu, e ai primit-o. Contează ce ai făcut cu el după aia. Da, că poți să-l primești și să nu faci nimic exact. să-ți bagi joc. Să exact, exact. Să... Dar renunți. Um... <laughs> Ca alții <laughs> care sunt de față. <laughs> ah, ok. Înțelegeam ah. Uh, râsul de sub mustăți. Da. E, e frumos ăsta, e... Uh, Agata să... le-am explicat pe toate? Nu, no, e, mai avem, dacă vrei, mai avem, mai, mai pune 10 întrebări, nu-i problemă. Păi că nu, dar zile le-am explicat pe ele, le-am explicat Ei, pe au mai toate, mai fost că care să care nu fi zis nu, ceva, nu. să nu rămână explicat. Te-a da, asta ai pierdut tot, vreodată tot, ai zis că nu. Nu, am pierdut pe Tei Um, te mai întoarce să lucrezi cu Randy, uite, asta era, Oricând aș lucra cu Randy Oricând Mi-a plăcut foarte mult să lucrez cu Randy Și aș lucra cu el oricând Mai știi câte melodii Nu m-aș mai duce la Famous Production înapoi am înțeles, da. Dar să lucrez cu Randy aș vrea oricând Este cel care te-a pus pe harta Este categoric cel care a avut cea mai mare încredere în mine Și fără de care nu aș fi ajuns unde sunt Sau cel puțin poate nu cu același parcurs Ai numărat câte melodii au fost până acum în top 10? Nu. Nu le-am numărat sincer. Nu știu. În top 10 au fost, cred că, 80%. Dar mai greu acolo, în primele trei locuri. Acolo, cred că putem să le numărăm. care au fost ele în loc? Mamă, păi acum ați dai că dacă o să ui vruna de undeva o să mă... Au fost clar alea primele, până vara viitoare, mesajul meu de patru dimineața, Um, -a între -a... Nu, mă întreabă nu cred că a fost tot 3 șapte um, șoapte. Cu un picior în rai. Astea au fost... o Astea au fost O cântai unde da, Da, am, da, da, am cântat-o la un moment dat. Sunt îmi plăcea rugul. atât de mult. Da, am atât de mult piesa aia și... Așa și acum astea... Na, cea mai mai tu mai dai negativ, Da? Tu mi-ai dat tracurile, da, și am gândit. Și acum, da, de când, de când, de la H, cu cabron, mă mai ia, caută-mă. caută, -mă. caută -mă, a fost foarte bună și e. Nu mai știu, a fost, Eu, fost urșiari. nu mai știu. A fost vreo 8, 8 10 piese ai avut în... Am avut în top 3, da. În top 3. Da. Asta nou da. Da. Foarte frumos. Bravo! Mulțumesc! Felicitări. Mulțumim, de fapt, că suntem foarte mulți oameni în spate care lucrăm pentru un hit de genul ăsta. Câți oameni lucrează la o piesă? Depinde Acum. de piesă, dar, în general, nu știu. Sunt, în primul rând, sunt oameni care scriu piesa. După care îți dai seama, omul care o produce, omul care îi face mix master, toți oamenii care o promovează, toată echipa din spate, adică toți oamenii ăștia nu se văd, dar fiecare are un rol extraordinar de important în toată treaba asta. De la manager, la PR, la om de social media, la, nu știu, inclusiv fotograful care vine pe set, până și el contribuie la a face piesa aia hit, știi? Adică mi se pare că e vorba despre toată lumea. Băieții, trupa care o fac să mergem la ea, cu piesa la radio să o cântăm. Sunt uh, mulți oameni în spatele unui hit. Și um, să presupunem că ai avea așa oportunitatea, șansa să ieși în afara țării. Ce vrei să mă întrebi? Unde m-aș duce? Da. Care e... Mamă. Nu să cred că mai zi. De ce? Nu contează. Um, am eu acum o afinitate specială pentru un anumit loc și m-aș muta, dar așa sunt de fiecare dată când mă întorc dintr-o vacanță, gata, acolo mă mut. Și de tot, data tot asta unde te-ai mutat? De data asta m-aș muta în Grecia. Mi-a plăcut la Tzatziki, Mi-a plăcut, mi plăcut, mi Galimera, plăcut. Am găsit și o piesă super drăguță Foarte mult mi-ar plăcea să-i fac un remix Da, mi-a plăcut acolo Dar nu știu Sincer, chiar, chiar vorbeam pe subiectul ăsta Cu cineva în Grecia Acum când am fost ultima dată Și chiar ziceam că Dacă m-aș muta de aici nu cred că aș mai lua de la capăt niciodată într-o altă industrie, într-o altă țară. Adică, cred că mi-am jupuit destul pielea de pe mine în drumul ăsta, în parcursul ăsta pe care l-am avut de făcut până în momentul în care sunt acum aici, încât să am răbdare să o iau de la capăt în altă parte. Că, practic, dacă te duci în altă țară, o iei total de la zero. Adică n-ai... Numai dacă, nu știu, te găsește... Drake și te ia la el la casa de discurs și te face direct mare sau ceva, dar nu, bă, nu, cine, cine a pocnit din degete și a ajuns mare? Știi? Nu există. Nu aș mai avea putere să o iau de la capăt într-un alt loc. Nu aș mai avea răbdare și nu, nu știu, cred că oricum deja toată treaba asta cu muzica s-a transformat pentru majoritatea într-un business mai mult decât într-o plăcere și într-o dorință din asta din care toți ne-am apucat de fapt de muzică și dacă aș pleca, aș pleca și aș face-o din pură plăcere și doar de drag și doar din bucuria asta mea interioară de a cânta și nu aș mai face-o pentru bani sau pentru business sau, sau să fiu într-o treabă din asta care presupune foarte mult business, mai mult business decât muzică uneori. 90% Asta zic piesa contează foarte mult Dar deci, mai important e da. promovarea Se bagă foarte mulți bani În industria muzicală Se și scoce drept de către cei care Reușesc Dar sunt și mulți bani aruncați pe fereastră uh -huh. Cunoști Și cunoaștem, na mulți Care pleacă la drum cu visul ăsta investesc mii, zeci de mii de euro în, Și nu se întâmplă nimic în Piesa două, trei și după aia Așa este. Și nu, nici măcar, de multe ori ajungi să simți așa că parcă nici nu mai faci pentru tine, știi? Parcă nu-ți mai bucură sufletul atât de mult, că sunt atât de multe părți pe care trebuie să le împaci și atât de multe lucruri la care trebuie să te gândești în loc să te gândești doar la muzica ta și atât și la ce te-a adus pe tine, ce te-a făcut pe tine să te apuci de chestia asta. Așa că, nu, de la capăt n are mai luau, o mai ales că știu toate lucrurile astea acum. Când eram mai mică și când am intrat în industrie, cred că asta m-a și ajutat foarte mult la început, că eram atât de naivă și de... dar naivă într-un sens bun, știi? Că nu mă gândeam la toate lucrurile astea, nu mi păsa. Eram doar eu și cu muzica mea și nu mă interesa cine mă face, cine nu mă face, cine trage pe mine, cine nu trage pe mine, cine... Nu mă interesa nimic, eram... Da, frate, vine aici și fac ce vreți voi, trag ce ghiduri vreți voi, când ce vreți voi, dacă vreți să mă băgați pe piesă, bine, dacă nu, nu, dacă vreți să-mi dați piesa, bine, dacă nu, nu, ce vreți voi, că, da, gata. Și doar mă bucuram. Și era, era mai bine, eram proastă și fericită. <laughs> 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 Jur. Serios. Uh, și -a, ai avut noroc sau nu ai avut noroc? Am fost binecuvântată, vreau să zic, uh, pentru că am întâlnit oameni destul de ok în parcursul vieții mele, în călătoria asta a mea prin industrie. Am auzit și cazuri mai rele de la mine, deci chiar cred. Mai că... rele, păi tu ești un caz fericit. Da, a, de, asta 10. Zic, de asta zic, de asta zic. de zic. Da. Hai, chiar 12. sunt. Sunt un caz fericit. Mi-a fost și mie greu. M-au lăsat și pe mine oameni la greu, cum ziceam mai devreme. Am suferit și eu foarte mult. Am tras foarte mult și am văzut că sunt singura care trag. Am realizat că am fost păcălită de multe ori. Adică am trecut și prin toate astea. Dar, bă, cred că mi-a plăcut prea mult ce fac, știi? <laughs> și am mers tot timp mai departe, și nici nu s-a văzut niciodată când am suferit așa foarte tare din pricina asta. Mi-am. cu bagajul și m-am dus unde am știut. Mai știai bine că ai un pens. confort acasă și, știai că oricând te poți baza pe ai tăi sau. Cred că psihic mai mult m-a ajutat, că practic nu am apelat niciodată la niciun ajutor, dar probabil a fost și ăsta un, un factor, știi? care psihic mi-a oferit liniștea de care aveam nevoie să pot să, să pot să îmi fac treaba în continuare, știi? Să, să nu ai fac... și presiunea că ce fac mâine. Mi-eram așa sub presiunea asta de ce fac mâine când se întâmplau lucrurile astea, adică o simțeam, dar nu disperam, știi? Disperarea de multe ori te duce în te face să faci chestii poate nu prea potrivite și e alegeri mai proaste. Da. De disperat nu am simțit. Am... am avut și momente, de fapt, în care simțeam așa că disper, dar nu disperam până la capăt. <gângânt> știi? Am fost, am fost cu picioarele pe pământ mai tot timpul și mi-a dat, mi dat Dumnezeu oameni mișto tot timpul. A, a, apărut tot timpul la momentul potrivit un om care să mă salveze dintr-o situație în care simțeam, din care simțeam că nu o să mai pot să mai ies, știi? Ce frumos! Chiar ai avut un parcurs bun și încă la în continuare. Asta mă, mă gândeam astăzi în drum spre, spre podcast. Încercam să rememorez câte piese ai avut și practic e visul oricărui artist, știi? Să aibă, să susțină un concert doar cu piesele lui. Mamă, da. Uite, vezi? E bine să mai mergi la podcasturi din când în când, că îți dai seama că uiți să fii recunoscător pentru ce ai și de multe ori te gândești doar la ce nu ai sau la ce ți-ai dorit. Da. Așa e. Asta chiar, da, pot să zic cu mâna pe inimă că susțin un concert, susțin și două legate cap la cap, doar cu piesele mele și doar cu piese da. Adică, asta chiar e o problemă de multe ori când ne că ne facem playlist-ul pentru că ne-l adaptăm în funcție de genul de concert pe care îl avem și mai trebuie să mai scoatem din piesele cunoscute și să băgăm alte piese și să. adică, ceea ce e un lucru bun. Da asta, -a zis, asta da, da, asta da dat problemă, asta da dat problemă, uite, eu n-am avut problema asta niciodată, <laughs> că eu am avut doar o singură piesă, <laughs> hai. care a fost de, da, una, două, hai, ok. Dar, da, asta, asta, asta era visul meu și a rămas în continuare, dar uite că la mine nu s-a întâmplat, știi, să țin un concert doar cu piesele mele, eu n-am avut niciodată. Nu vrei sau nu ai piese? Că poți să-ți să cânti piesele tale. Da, nu eu nu pot să problemă. piesele mele, da, da vrei să fii un concert, da, cumva să cânte lumea cu tine, să știe. Dar să știi că la toată lumea se întâmplă asta la un moment dat. Trebuie doar să stai foarte, foarte, foarte mult în studio. Da. E mai complicat când dai ai Dar tu copii faci 700 de, am... milioane de alte chestii pe lângă și cine aralgă după 700 de milioane de iepuri, ce crezi? Se descurcă cum poate. Da, mie mi-a plăcut... Tu nu te-ai focusat doar pe chestia asta. Nu, mie mi-au plăcut copiii. Eu, de la. Hai, de lasă că mai sunt și care au copii și rup. Nu, -o da, pe copii. O da, la 25 făcut de, doar de pe ani eram. Nu, da, într-adevăr. Păi, tocmai asta e. Că am avut-o pe care am la 25 de ani și a trebuit să fac în momentele în care nu funcționa cu muzica, a să da. fac altceva, știi? Și atunci am fost așa cu muzica în paralel, oarecum, știi? Dar îmi dau seama, știi? Eu, acum uite, vezi că e bine să fiu și eu la podcast, când îmi dau și eu seama. Mm -hmm. că care au fost lucrurile pe care, cu care Dumnezeu m-a binecuvântat, știi? Și într-adevăr așa e. Sunt lucruri pe care le... Uh, uite dau din casă că eram cu Smiley acum vreo șase ani ceva de genul uh -huh. și eram în studio și mă dusesem la el să zic ok, vreau să, am timp acum, hai dar să... Dar el zise să și zise să schimb numele. Să, da, toată lumea zice să schimb numele de Jorge și eu am încercat să schimb numele de Jorge, dar toată lumea mă da. zice de Jorge și toată lumea mă strică Jorge. Normal. Și uh, uh, eu ne-am dat seama după două ore de discuție că eu îmi doream ce are el și el își dorea ce am eu. Vezi? Și îi uh, spuneam, da, dar uite, tu ai exact același lucru, Mi am zis, că tu ai poți să cânți două ore în continuu de hituri. Tu dacă te duci și te pui la microfon și începi și două ore, ai două ore de piesă, hit după, da. hit după hit, după hit, după hit, după hit. Și eu zicea, da, da, uite, vezi, tu ai trei copii <laughs> <laughs> A, și tu ai familie, ai trei copii și apoi mi-am dat seama, zic, Bă, da cam așa e, știi? Depinde de lucrurile pe care le ai în viața ta și să fii recunoscător. Exact. Și am exact. învățat, uite, de la Elena Gheorghe, de exemplu, am învățat o chestie fantastică care se numește um, recunoștința. Sunt 26 sau 28 de zile în care um, îți trece în fiecare zi câte 10 lucruri pentru care ești recunoscător. Ce tare! Um, și um, ai în fiecare zi alte alte 10 lucruri pentru care... Și a, așa îți dai seama de câte lucruri trebuie să fii recunoscător de fapt și nici măcar nu realizezi. Da, și nu realizezi. Și prima oară încep cu lucrurile alea mai mari, știi? Da. Că na, e mai la îndemână. Că, da, okay, le pui direct a, da. pe alea, na. Da, a doua zi, a treia zi, a patra zi, a cincea, trebuie să scrii altele și altele și altele. Și totuși de doua... găsești de și fiecare dată. găsești, date, da, da. dacă stai în fiecare zi și te... Și după aia începi că ideea e că te duce la lucrurile simple. Da, 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 în momentul exact. În care zici, exact. Okay, astăzi, pentru ce mai să recunoscător? Uite pentru aia, uite, pentru aia, am mm -hmm la timp, am făcut A aia, ce tare, așa, chiar o să fac știi? și eu. Câte zile? 28, uite, o să-ți dau, să dau link-ul. Ah, ok. Uh, e un link, e danielastancu.ro e uh, site-ul, uh, e tipul asta care scrie în fiecare zi ce trebuie să faci, uh, 28 de zile. Uh -huh. Și e, e chiar, chiar interesant și asta e a doua oră când o fac. M-am dat seama că iarăși mă lase Uh, mă furase peisajul uh -huh. și am zis, hai că iarăși mă apuc de astea 28, eu ți-am trimis link-ul, da ca să-l ca să-l ai și e e interesant, știu cum ai zis, că da să apreciem mai bine ce ce avem. Exact chiar e super important, cred că e cel mai important lucru, de fapt, asta te ține viu Cred că și asta face ca lucrurile să vină și mai mult către tine. Exact. Exact. Dacă stai și îți canalizezi energia și gândurile pe ce nu ai, atunci. Negativ, da. Creierul o să facă asta tot posibilul să-ți demonstreze că nu ai. Exact. Și dacă ești recunoscător pentru ce ai, atunci creierul o să vrea să-ți demonstreze că ai și mai mult, că ai și mai mult, exact. și mai mult. Dar este o muncă dură, așa e o muncă de zi de zi. De gând și gând. Pe care trebuie să-l controlezi. Așa este. Tu te gândești la. anunța anuța care este de mare succes sau pur și simplu vine în flow? Cred că. Eu o lungă perioadă de timp nu prea m-am gândit la ce trebuie și cred că abia acum încep să mă adun un pic și să mă focusez un pic pe treaba asta cu gândurile pe care ar trebui să le am și ce ar trebui să fac. Ai spus că mai bine și la terapie, pentru nu? Mhm. Mm de cât timp? Bine, eu am la terapie de foarte mult timp, doar că acum am schimbat terapeut. Ai schimbat terapeut? Da. Ok. E un lucru foarte bun. E, e foarte bine că faci asta. Da. E minunat. Uite, vezi că mai ai timp pentru tine. Mergi la tenis, mergi la... Te apuci de călărie. Abia aștept. M-am pasionat asta de foarte mult timp și nu am fost niciodată. Și de ce nu crezi că poți să faci asta și când ești într-o relație? Nu am zis că nu pot să fac asta când sunt într-o relație. Nu pot să fac asta când sunt într-o relație nesănătoasă. Ah, ok. Când nu sunt liniștită. Atunci nu pot să fac asta. Când gândul meu zboară în direcțiile în care n-ar trebui să zboară și energia mea se consumă cu, n -ar, cu ce n-ar trebui să se consume atât. Îmi doresc să fii echilibrată și fericită și Doamne, împlinită ajutăm. și să călărești frumos, să și mai frumos. <laughs> oh, Doamne! Să, să, călărim frumos cu toți. Viața asta frumoasă, să o călărim cum trebuie. <laughs> Cheers! Îți mulțumesc că ai venit aici. Dragilor, vă îmbrățișez cu drag. Dați share, comentați, trimiteți la prieteni, capul sus nasă jos, vă pup!